Obezitatea este considerată boala secolului, însă puțin știu că persoanele supraponderale pot dezvolta o mulțime de alte afecțiuni, cum ne dăm seama dacă sănătatea noastră este pusă în pericol de excesul de grăsime. Obezitatea este una dintre principalele cauze ale bolilor în lume. Fie că vorbim despre boli cardiovasculare, cancer, ateroscleroză sau declin cognitiv și demență, obezitatea pare să stea la baza fiecărei ramuri separate de patologii ale vieții moderne. Dar cum poți să știi dacă ești în zona de risc? Există mai multe unelte, varianta clasică, indice de masă corporală înseamnă să împarți înălțimea la greutatea la pătrat. Însă această formulă dă foarte dezrateuri. Poate că ai o greutate mai mare pentru că ai mai mulți mușchi sau ai oase mai grele sau ești mai bine hidratat. O altă metodă mult mai la îndemână și mai exactă este legată de circumferința taliei în raport cu înălțimea. Concret, ce ne dorim este ca circunferința taliei să fie mai mică decât jumătate din înălțime. Dacă circunferința taliei este mai mare decât jumătate din înălțime, atunci te îndrepți cu pași siguri spre supra abilitate, obezitate, sindrom metabolic și tot alaiul de probleme cu care vine acest sindrom. Recomandarea ar fi să nu te mai uiți la cântar pentru că acesta păcălești și să începi să îți măsori circumferința taliei, să-ți propui niște obiective realiste. Cheia este deficitul caloric prin sport, somn suficient, hidratare, diete și o ușoară împrietenire cu senzația de foame și durerea cauzată de efortul fizic. Relatează realitatea.net